Aș vrea să aduc și eu câteva gânduri, câteva reflexii, câteva adevăruri veșnice ca munții lui Dumnezeu, valabile cât primăvara veșniciei și a cerului, referitoare la Sfinții lui Dumnezeu. Din fapte, din capitolul 9, Domnul mi-a dat un cuvânt, din întâmplarea cu învierea Tabitei pe care noi o cunoaștem. Și acest gând sau acest mănunc de gânduri l-am intitulat Gânduri despre hainele tainice ale sfinților. Versetul 39 spune, Petru s-a sculat și a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-au dus în odaia de sus, toate văduvele l-au înconjurat plângând și au arătat hainele și cămășile pe care le făcea dor ca pe când era cu ele. Acestea se vedeau, dar existau niște haine, niște veșminte ascunse ale sufletului pe care femeia aceasta le-a avut și anume Tabita. Exact aceste veșminte le putem deosebi la Sfinții lui Dumnezeu. Așa, într-o introducere vreau să spun că pe sora Ileana o cunosc aproximativ din 1987. Aveam atunci 6 ani și într-o dimineață în casa părintească din Câmpia Turzii, de lângă Calea Ferată, acolo de obicei trăgeau mulți sfinți al lui Dumnezeu, fratele Simionuc, fratele Tanța, sora Ileana, veneau mulți. Și într-o dimineață, în 1987, aveam aproximativ 6 ani, aud o cântare în casa noastră cum n-am auzit niciodată în viață. Era un frate din Balomir cu numele de Benone, cânta la saxofon, eu n-auzisem încă până atunci saxofonul, atunci nu era așa bine pusă la punct tehnologia ca și acum. Era fratele Nanica Vasile cu acordeonul. Și era o voce pe care o auzeam, pătrunzătoare, măcar că nu era în camera în care noi dormeau, noi copiii, ci era undeva într-o altă cameră mai departe. Imediat ne-am trezit, am alergat și am cunoscut-o pentru prima oară pe sora Ileana din Vâlcele și mi-a rămas imprimat modul ei de a cânta, de a lăuda pe Domnul, de a slăvi numele Domnului cu toată bucuria și cu toată dăruirea. De atunci am purtat-o în inimă, am avut și un vis cu privire la ea foarte pătrunzător, prin care Domnul m-a chemat în lucrare și în special să mă duc cu ea în misiune și până astăzi am purtat-o și o mai port în inimă și de data aceasta în amintirile mele. De aici din textul din Faptele Apostolilor, capitolul 9, spuneam, am câteva reflecții referitoare la haina tainică a sfinților sau hainele tainice ale sfinților. Primul gând, într-o epocă a celebrităților, haina sfinților rămâne smerenia, smerenia. Când eram copil în Câmpia Turzii, tocmai se lansa Andra, care a ajuns după aceea la București. A trecut timpul. Am auzit de o fată, de data asta era din familie de pocăiți, care a ajuns și ea la București, din Deva. Pe sora Ileana, statutul acesta de celebritate nu a mișcat-o niciodată, nu a interesat-o niciodată. Ea era o femeie care stătea lângă Domnul și vroia să stea smerită la picioarele Domnului. Deși avea o oarecare celebritate în vremea aceea, în vremea ei, în special înainte de decembrie 89. Era o vorbă celebră atunci, fratele Tanța râdea când mergea prin biserici și spunea, măi, 3 sunt care sunt cunoscuți în toată țara, eu, Ileana din Vâlcele și Bocheanu, care președintele cultului. Asta era vorba lui Tanța. Sora Ileana era cunoscută în toată țara, dar n-a interesat-o lucrul acesta. Eu am avut un vis când am început să slujesc înaintea lui Dumnezeu și în visul meu se făcea că eram într-o biserică în care niște tineri au venit și au schimbat închinarea și au adus modernismul în închinare. Eu am vrut să mă duc să mă așez între ei, dar undeva la o fereastră erau niște bănci din lemn, așa cum era la școală când eram copil,
Într-una din ele era sora Ileana și în celelalte alți frați și din cei care sunt aici. Când m-a văzut sora Ileana că vreau să mă duc între cei care și-au schimbat stilul închinării, mi-a făcut semn. Nu, trece aici. Și a trebuit să mă duc în spatele ei. M-am așezat acolo, acolo era cea mai mare lumină, pentru că era o lumină naturală a soarelui. În toată biserica era lumină artificială a candelabrelor, dar acolo era un geam mare, era o lumină mare și am știut că acolo mă cheamă Domnul. Și așa am început să umblu cu sora Ileana în misiune. Bineînțeles că ea ne spunea copiii ei, ea n-a avut copii, dar într-o mărturisire la un moment dat spunea: eu am mulți băieți și multe fete, pe cei pe care i-a dat Domnul. Al doilea gând, vedeți, la primul gând, în lumea celebrităților, haina sfinților rămâne smerenia, versetul 36 spune: în Iope era o uceniță numită Tabita, uceniță. Sora Ileana a fost o uceniță, putem spune foarte limpede, în Vâlcele era o uceniță numită Ileana. Nu greșim, nu greșim. 2. Într-o epocă a vorbelor, haina sfinților rămâne fapta, facerea de bine. Vedeți, aici spune, tot în versetul 36, Tabita făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. Am cunoscut un caz în care un tânăr a fost exclus dintre slujitori pentru o greșeală, n-a fost o greșeală fatală, dar îl evitau din cauza unor vorbe rele. Sora Ileana a fost cea care s-a dus și a mijlocit și le-a spus: iertați-l, iertați-l, primiți-l. Și asta e o faptă mare, foarte mare, fapta reabilitării. 3, gândul 3. Într-o epocă a descântecelor, haina sfinților rămâne cântarea și rugăciunea. Versetul 39. Petru s-a sculat și a plecat. Când a sosit, l-au dus în odaia de sus. Toate văduvele l-au înconjurat plângând. Asta era cântarea lor. Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenunchiat și s-a rugat. Observăm ce elemente minunate există aici, cântare și rugăciune. Asta a știut-o și sora Ileana. Mărturisea la un moment dat că Domnul, la 19 ani, a mântuit-o. După 3 luni de zile i-a dat botezul cu Duhul Sfânt. Imediat Domnul a învățat-o să citească și să scrie din cântări. Simeonuca a învățat din Biblie, ea a învățat din cântări, ea n-a avut școală. Ea a stat lângă Domnul și iubirea ei cea mare a fost cântarea și rugăciunea. La un moment dat vorbeam cu Tinu, cu soțul ei, și am zis: ce părere ai de sora Ileana? Ai pocăită cu adevărat? Zice: Domnule dragă, Tinu n-a fost pocăit, nu. Dar era impresionat, zice: Domnule dragă, zice, eu când am văzut-o pe nevastă mea, că e așa de dăruită cântării și lui Dumnezeu, am zis că dacă o opresc din lucrarea asta, se întâmplă din două una. Ori ajunge la casa de nebuni, ori în cimitir. Și zice, am lăsat-o să plece cu cântarea României, că așa zicea Tinu. Mere nevastă-mea cu cântarea României. Dar, vedeți, într-o epocă a descântecelor și a falsurilor, haina sfinților rămâne cântarea și rugăciunea. Sora Ileana a învățat din cântări, din caietul de cântări, să citească și, bineînțeles, să scrie. Gândul 4, ultimul, într-o epocă a tehnologiei, haina sfinților rămâne minunea, minunea, lucrarea Duhului Sfânt. Versetul 40 în jos, când Petru a zis: Tabita, scoală-te, ea a deschis ochii, spune, și când a văzut pe Petru a stat în capul oaselor. Versetul 42. Minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iopei și mulți au crezut în Dumnezeu. Putem vorbi în dreptul sorei Ileana de câteva minuni. Minunea mântuirii. Era cu adevărat o femeie câștigată de sângele lui Hristos. A doua minune, minunea ungerii în cântarea de laudă. Minunea ungerii Duhului Sfânt în cântarea de laudă. A treia minune, minunea roadei Duhului Sfânt. O știu ca pe o femeie bucuroasă, dacă plângea, plângea de bucurie și nu de supărare. Era o femeie care întotdeauna avea o vorbă, chiar dacă nu-i plăcea ceva, dacă nu-i plăcea de un frate, cum a predicat, a prorocit, a cântat, avea o vorbă. Mesia, scump, dar e înțelepciune. Asta ne-a rămas la toți. Era o femeie plină de bucurie, era roada Duhului Sfânt peste ea.
Și o ultimă minune pe care am văzut-o în viața ei, minunea darurilor, să o numesc așa, Duhului Sfânt, minunea vestirii Duhului Sfânt. Cel puțin trei cazuri le cunosc personal în care Domnul i-a vorbit, două le-am auzit, a treia am citit-o, al treilea caz l-am citit, am auzit când Domnul i-a vorbit că i-a pregătit cununa. Inclusiv acum, înainte, cu câteva zile ca ea să plece la Domnul, era văzută o cunună mare de lumină, cum poate păstori și oamenii lui Dumnezeu și-ar fi dorit-o. Mare, extraordinar, îi mai lipsea o pietricică. Și s-a desăvârșit lucrarea pentru că au trecut 5-6 zile și a plecat la Domnul. Asta a fost sora Ileana. Tot cu o vorbă de a ei vreau să finalizez. Acelei care alerga la început pe jos la șosea să ne aștepte să plecăm în misiune, apoi când au început să doară picioarele, ne aștepta la ea sus și s-a rugat Domnului și Domnul a făcut o șosea până la ea în poartă. Apoi acelei care și-a luat cârja, nu mai putea să umble bine, dar tot pleca în misiune. Acelei care din misiune a fost dusă la spitalul de urgență pentru că ea iubea misiunea. Finalizez cu un gând al acestei femei care exact acum 3 ani a fost la binecuvântarea copilului nostru, în 26 martie 2017 și în 26 martie 2020, a început să cânte în corul sfinților. Finalizez cu remarca ei. Mai bine să mori strălucit decât ruginit. Asta era remarca ei. Domnul să vă binecuvinteze!